Nu ratați băianjenul Marvel și prietenii lui uimitori la Disney Junior. Dar mai întâi să urmărim un alt moment magic. E o zi frumoasă, iar supereroii noștri au decis să o petreacă în aer liber, plantând copaci în parc. Numai că un vizitator nepoftit amenință să le dea planurile peste cap. Să vedem cum își vor uni supereroii noștri forțele și îl vor împiedica pe răufăcător să le strice ziua. Toată gașca e aici. Cred că asta e partea în care am probleme mari. Bla, bla, bla. S-a terminat, monstrule verde? Nu prea cred. Nu mă puteți prinde dacă nu mă puteți vedea. Țineți-vă de pânze! Cred că l-am prins. O statuie? Ba nu l-am prins deloc. A scăpat? Din nou? E prea mult gaz ca să-l putem găsi. Exact asta e problema. Dacă l-am putea vedea, fără ca el să ne vadă. Hei, stai! Pot să fac ca el să nu mă vadă. Așa e, poți deveni invizibil. Așa îl vom învinge. Trebuie doar să găsim o cale ca să ne apropiem de el. Îl voi prinde cu pânza înainte ca el să știe că sunt acolo. Dar cum te vei apropia de el dacă nu-l poți găsi? Abia se vede ceva prin gaz. Nu-l putem vedea, dar îl putem auzi. Atunci, dacă l-am face cumva să se întoarcă aici, știi, poate strici ceva care l-ar enerva? Știu exact ce trebuie. Oh, îmi place! Am stricat parcul pentru oameni, pentru echipa păinjenel, pentru veverițe, broaște mici și păsări și... Oh, stai puțin! Asta e o pasăre? Monstrul verde a trebuit să vină repede. Va veni să vadă de ce încă mai ciripesc fericite păsări în parc. Bun plan, Pantera Neagră! Parcă ești o pasăre adevărată, iar monstrul verde este atât de rău, încât sigur se va întoarce să o alunge. În regulă, este timpul să merg la locul meu. Ce caută o pasăre în parcul meu oribil, urât, gazos și putred? Te voi găsi, mică pasăre! Nimeni nu este ferit de gazul meu! Păi, Enginel, funcționează! Uite că vine monstrul verde! O, mică pasăre! Unde ești? Am venit să te alung cu gazul meu puturos violet! Aici nu sunt păsări, dar este o panteră! Și un păinjenel! Voi erați din nou! În regulă! O să zbor și o să mă ascund în gaz! Ce e asta? Ce s-a întâmplat, monstrule? Nu mă vezi? Planorul a scăpat de sub control! E rândul tău, păinjenel! Sunt deja pe drum! Hia! Hiut! Hia! Te-am prins, monstrule! Se pare că au ajutat copacii! Și apropo de asta, pentru binele tău și al tuturor, ce zici să încep să-i tratezi mai bine? Gazul tău dezgustător nu este bun pentru nimeni. Nici măcar pentru tine, monstrule verde. Am făcut o treabă bună. Gazul miroase groaznic. Cum o să reușim să scăpăm de tot gazul ăsta din parc? De fapt, cred că poți schimba țevile ca să facă fix asta. Deci în loc să scoată gaz, îl va aspira pe tot înapoi. Parcurile nu sunt doar pentru joacă și zbenguială, ci și pentru o mulțime de plante, copaci și animale. De aceea e important să avem grijă și să protejăm aceste medii naturale minunate. Hey, nu cred! Da! Mersi, păinjenel! Yo! Mersi, păinjenel! Ești cel mai tare! Pentru puțin! Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri și urmăriți Disney Junior pentru serialele voastre favorite!